În capitolul 17, voi citi de la versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă minte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur pentru harul acesta pe care mi l-a dat să fiu pentru prima dată aici. Apreciez adunarea și părtășia pe care o aveți în locul acesta, participarea la slujire, la închinare și spun din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Eu am venit din România, am ajuns joi, joi seara. Am avut o slujbă de evangelizare la Biserica Betania. Vineri seara am avut o altă slujbă la Biserica Ebenezer. Sâmbătă, până la 4 după amiaza, am avut întâlnirea de seminar cu frații care vin la seminar la Londra. Aseară am avut o slujbă de tineret la Biserica Carmel, și în seara aceasta din nou o să fiu la Carmel, la cina Domnului, urmând ca mâine, dacă mă ajută Dumnezeu, să am o întrunire de tineret la Biserica Betel. Sunt multe biserici aici, în zona aceasta. Toate sunt ale Domnului Isus, dacă cei care se adună îl caută pe Dumnezeu și, așa cum zice Scriptura, urmăresc pacea cu toți și sfințirea, Doamne ajută-ne la aceasta. vă încurajez pe frații care poate că aveți în inimă dorința aceasta să vă înscrieți la seminar, spun și eu, așa cum zice în pilda cu cei poftiți la cină, după ce au fost invitați, au fost aduși, destul de mulți robi au zis și tot mai este loc. Mai este loc. Seminarul acesta a început în anul 2013, are drept obiectiv să ne echipăm din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al pregătirii noastre, ca să facem o lucrare cât mai eficientă, cât mai bună pentru Dumnezeu, care merită să-i dăm tot ceea ce este mai bun. Primul seminar l-a făcut Domnul Isus, aproximativ treia și jumătate, ucenici au fost în școala desăvârșită a Domnului Isus. Apostolii i-au urmat exemplu pentru că îl vedem pe Apostolul Pavel în cartea Faptele Apostolilor, cum la un moment dat a închiriat o școală. Cam așa ceva am făcut și noi la Londra, am închiriat o școală. Pavel a închiriat școala unui anumit tiran, așa îl chema pe proprietarul acelei săli, și Biblia zice că doi ani de zile, atât a ieșit seminarul nostru, doi ani de zile, îi învăța acolo zi și noapte, noi doar o dată pe lună și doar pe timp de zi. Nu e ceva foarte solicitant. Întâlnirile sunt odată pe lună, 10 întâlniri sau 11 într-un an de zile, 2 ani de zile, întreg seminarul. Dar frații care au participat au confirmat și ne confirmă faptul acesta că s-a dovedit a fi benefic. Fără disciplină, fără învățătură, nu putem să facem o lucrare de calitate. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 4, și îi spunea, împlinește-ți bine slujba. Adică putem face slujba oricum, o putem face la repezeală, la nimereală, sau putem să facem slujba bine, încercând să-i dăm calitate maximă. Ați observat că în domeniile profesionale în care activăm și prin care ne câștigăm existența, ne dăm silința să facem bine ceea ce facem. Dacă pui o gresie, o faianță, trebuie să faci bine lucrarea aceasta. Zidești un zid, ai instrumente de verificare, de măsurare, să iasă bine, să iasă zidul drept. Și cam în orice domeniu, pământesc, ne dăm silințele să facem o lucrare bună. Pe de o parte, noi înșine avem o satisfacție că din mâinile noastre a ieșit o lucrare bună, ai o împlinire profesională, că ești capabil să faci ceva. Dar, pe de altă parte, există o promovare și din partea angajatorului, a patronului. Că dacă vede că faci ceva bun și ești competent în domeniul respectiv, evident că urmează promovarea. Deci pentru lucrurile pământești e o realitate, ne dăm silința să facem bine. Nu știu de ce, și dumneavoastră ați remarcat, există paradoxul acesta aș putea să-l numim, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, aici zice merge oricum. Nu mai trebuie să ne pregătim, nu mai trebuie să fim atât de atenți, Domnul primește vorba unui frate care se ruga și zicea, Doamne, primește-ne așa cum suntem, că oricum n-ai alții mai buni decât noi. Există această mentalitate a delăsării, această mentalitate de a face lucruri slabe în ideea că Dumnezeu le primește oricum. Dar vă reamintesc, când Apostolul Pavel descrie lucrările pe care le facem noi, pe care le zidim, le compară cu niște materiale și spune că unii clădesc lemn, fânt, trestie, aur, argint, pietre scumpe. Unele vor arde, își vor pierde răsplata. De ce? Au fost lucrări superficiale. Lemnul, fânul, trestia reprezintă niște materiale de suprafață, niște materiale inflamabile, adică niște lucrări care n-au rezistență, n-au durabilitate înaintea lui Dumnezeu. Aurul, argintul, pietrele scumpe reprezintă niște lucrări de adâncime ca să obții aur, argint, pietre scumpe, trebuie să se facă niște explorări miniere în adâncul pământului, să se scoată de acolo aceste materiale, să fie purificate de nisip și de alte impurități. Deci este o muncă perseverentă care se depune în privința aceasta. Tot așa, ca să facem ceva bun de calitate pentru Dumnezeu, trebuie muncă, trebuie disciplină, trebuie voință, Comoditatea e la îndemâna fiecăruia dintre noi și ne-ar fi mai ușor să spunem merge și așa, funcționează și așa, oricum sunt mântuit. Dar vă reamintesc că scopul nostru nu e doar să fim mântuiți. Acesta este scopul principal. Dar scopul nostru este să fim mântuiți și să slujim pe Domnul ca prin slujirea noastră și alții să fie mântuiți. Prin slujirea noastră, Biserica să fie zidită. Când te uiți în urma ta la o lucrare, de pildă în construcții, îți face plăcere să vezi că ai și ceva frumos. Tot așa trebuie să fie și în ce privește lucrarea spirituală. Când ne uităm în urma noastră, să constatăm că biserica a fost zidită prin aportul nostru. Să constatăm că niște snopi i-am adus aici în via Domnului. Nu mulți, chemările sunt diferite, dar măcar le-am spus și altora despre Hristos. Când ne uităm în urma noastră să constatăm că am lăsat niște exemple, am fost niște motoare de acțiune și de inițiativă în ceea ce privește bunul mers al Bisericii lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, rezumând aceste cuvinte, vă încurajez și vă spun, se merită. Se merită să dăm tot ce mai bun pentru Domnul, să învățăm, Apreciez faptul că în contextul acestui seminar am întâlnit și întâlnesc frați de toate categoriile și frați care au mai multă școală și frați care, datorită împrejurărilor, n-au reușit să facă foarte multă școală, dar vor să facă școala Domnului Iisus Hristos. Oameni care vin cu râvnă, care se roagă, care cercetează scripturile, pentru că manualul de bază din cadrul seminarului, evident, este Biblia. Cărțile sunt doar niște instrumente ajutătoare, cum de pildă ați observat și la muncă, dacă te duci, dacă n-ai uneltele corespunzătoare, poți să fii cât de bun meseriaș. Nu poți să-ți îndeplinești responsabilitatea. Ești zidar, dar dacă n-ai mistria, n-ai celelalte unelte, nu poți să zidești zidul. La fel e și în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Noi cam știm ce trebuie să facem. Noi ne pocăim că pocăința ține de relația noastră personală, privată cu Dumnezeu. Dar când e vorba să lucrăm, nu-i suficientă pocăința. E nevoie și de instrumentele cu care să lucrăm. E nevoie de această echipare. E nevoie de cunoștința corespunzătoare și de abilitatea dată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ca să putem oferi această cunoștință și altora. Doamne ajută-ne la aceasta, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Acum... Am citit acest cuvânt al lui Dumnezeu și am observat așa că s-a legat foarte bine și de cântarea pe care am cântat-o mai înainte și care vorbea de revenirea Domnului Isus și aș vrea în câteva cuvinte că am înțeles că aveți programul până la ora 11 și în atenția mea este ceasul din partea cealaltă de pe perete, să vă vorbesc despre trei decizii necesare în așteptarea revenirii Domnului Isus. Aici, în pasajul pe care l-am citit, Domnul Iisus își ilustrează vremea revenirii sale prin câteva tablouri. Mai întâi folosește un tablou cu fulgerul. Dacă vă uitați la versetul 24, spune așa, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Ce învățăm de la fulger? Fulgerul este spontan, deodată, Așa va fi și revenirea Domnului Sus. Fulgerul luminează de la o parte la cealaltă parte a Pământului și cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin odată ocazia în timp de noapte când era bezna afară, dar pe vreme de furtună, să vedem câte un fulger. În câteva fracțiuni de secundă parcă se face ziua. Deodată vezi lucruri, obiecte pe care nu le vedeai mai înainte. Așa va fi și la revenirea Domnului Isus, Lucrurile ascunse ale oamenilor vor ieși la iveală. Apostolul Pavel surprinde acest adevăr în 1 Corinteni, capitolul <coughs> 4, cu versetul 5, unde zice Să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină, ca fulgerul, lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor, atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu fulgerul descoperă viața ascunsă a oamenilor. Până la venirea Domnului Iisus, oamenii se mai pot ascunde, se pot eschiva, se mai pot amesteca în adunare printre ceilalți credincioși, deși ei nu au o relație personală cu Dumnezeu. Oamenii mai pot purta niște măști religioase, pioase, prin care să impresioneze pe alții, dar nu și pe Dumnezeu. Dar la revenirea Domnului Iisus, măștile cad, se vede adevărata stare, totul iese la lumină. Următorul tablou pe care îl folosește aici Domnul, ca să arate cam cum va fi la revenirea Lui, este cel cu vremea Lui Noie. Ce s-a întâmplat în zilele Lui Noie se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Când ne gândim la vremea Lui Noe, ne aducem aminte de corabia pe care a construit-o Noie, care a fost un unicul, singurul mijloc de salvare pentru Noie și casa Lui, un număr mic. De suflete, opt suflete care au intrat în in Corabie. Tabloul acesta ne aduce aminte că ușa Corabiei a mai continuat să stea deschisă șapte zile după ce Corabia a fost finalizată. Șapte zile oamenii puteau să intre, dar n-au intrat. Poate că au privit la Corabie, poate că. Au evaluat dimensiunile corabiei, poate că unele au venit până la ușă și s-au uitat un pic și prinăuntru din curiozitate, dar n-au intrat, n-au fructificat timpul sau posibilitatea aceea de a intra. Deci de la tabloul lui Noe, înțelegem că nu e suficient ca cineva să privească la corabie, la biserică. Nu-i suficient ca cineva să vină până în pragul casei lui Dumnezeu. Ia să văd și eu din curiozitate cam ce e aici, cam ce se întâmplă aici. Oricum n-am de gând să mă pocăiesc, dar așa ca să mai îmi dezvolt puțin cultura generală, să văd cam despre ce e vorba. Nu-i suficient. Nu-i suficient să avem rude în corabie. Știți că noi am mai avut frați și surori, ne confirmă cartea Geneza, dar n-au intrat în corabie. Noi era fratele lor, era în corabie, ei știau despre lucrul acesta. Dar în ceea ce îi privea, n-au intrat în corabie. Ne pare rău când și noi mai avem rude, avem neamuri, poate chiar frați de trup, surori de trup, părinți, unii dintre noi care încă n-au intrat în corabie. Privesc de la distanță, dar n-au înțeles nevoia aceasta de a intra în corabie ca să-și scape viața. După șapte zile, când timpul s-a expirat, ușa corabie a fost închisă nu de noi, ci de însuși Dumnezeu. Așa ne spune Biblia, Domnul a închis ușa. Și când s-au declanșat apele potopului, a fost în zadar, că oamenii poate s-au îmbolzit, au încercat. N-a mai fost uh, posibilă intrarea lor acolo, exact așa cum citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschidene. Drept răspuns, El vă va zice. Nu știu de unde sunteți. Ați ratat ocazia. De aceea, de la tabloul lui, noi învățăm să ne asigurăm un loc în Corabie. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și cred că ne-l-am asigurat. De aceea suntem azi prezenți aici. De aceea cântăm, de aceea deschidem scriptura și învățăm din Biblie. Ne-am asigurat un loc în Corabie. Chiar dacă afară e potop, e furtună, e dezastru. Și chiar dacă se va declanșa mânia lui Dumnezeu, care sigur că va veni, dacă ești în corabie, ești la adăpost. Și apoi, dragii mei, urmează tabloul acesta cu zilele lui Lot, din care noi desprindem cele trei decizii înțelepte pe care trebuie să le luăm în așteptarea revenirii Domnului Sus. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai doma. Adică lucrurile se desfășoară după un scenariu asemănător. Adică, oamenii de pe vremea lui Lot seamănă foarte bine, sunt un prototip al oamenilor din vremea de pe urmă. Atitudinile pe care oamenii le-au avut atunci în vremea lui Lot sunt atitudini contemporane. Prima decizie de care avem nevoie în așteptarea revenirii Domnului sus este să nu luăm în glumă mesajul lui Dumnezeu. Ne povestește Biblia în Cartea Geneza, în capitolul 19, că atunci când au venit îngerii la cetatea Sodoma, l-au înștiințat pe Lot cu privire la ploaia de foc și pucioasă care urma să se declanșeze și prin care urma să fie distrusă Sodoma și Gomora. Când Lot a primit această înștiințare despre judecata lui Dumnezeu, prima dată s-a dus să vorbească cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Iată o reacție prin care acești băieți, acești tineri, n-au luat în serios mesajul. S-au gândit că este o glumă, s-au gândit că nu poate fi adevărat un asemenea mesaj, cum să vină din senin o ploaie sulfurică de foc de pucioasă care să ardă totul, care să distrugă acea metropolă, pentru că Sodoma era o cetate dezvoltată pentru vremea respectivă. Au socudit că este o glumă, sigur au zâmbit, poate l-au ironizat pe Lot, Tată Socru, nu încerca să ne sperii cu povești de felul ăsta, nu ne impresionează. Noi avem viața noastră, aici ne simțim destul de bine, ne descurcăm destul de bine, dacă Dumneata chiar vrei să pleci, n-ai decât, noi rămânem aici au crezut că totul este o glumă până când chiar s-a declanșat ploaia de foc și pucioasă. În momentele respective zâmbetul le-a înghețat pe buze. Când și-au dat seama că ce le-a zis Lot era adevărat, i-a cuprins spaima. Au încercat să se salveze, dar n-a mai fost posibil. N-au mai glumit, dar a fost prea târziu. Ginerii lui Lot au pierit împreună cu sodomiții, cu toate că, dați-mi voi să fac această remarcă, eu cred că nu erau la fel de păcătoși ca sodomiții. Pentru că Lot era un tată. Și care tată își dă fiicele după vagabonzii din Sodoma? Lot era un tată responsabil. Avea niște criterii, avea niște principii. Apostolul Petru îl numește neprihănitul Lot. Înseamnă că dacă Lot îi acceptase pe acești băieți în calitatea de gineri, a văzut ceva deosebit la ei, a văzut că sunt așa niște băieți mai de treabă, mai manierați, mai politicoși, cu bun simț, știau cum să se poarte. Și pentru că nu avea prea multe opțiuni acolo în Sodoma, Lot i-a acceptat în postura aceasta sau în perspectiva de a fi gineri. Numai că, deși au fost diferiți de cei din Sodoma, au pierit la grămadă cu sodomiții. Înțelegem de aici că nu-i suficient ca cineva să fie om de treabă. Noi condamnăm pe oamenii răi din lumea aceasta care fac atâtea fapte păcătoase și care sigur vor intra sub incidența judecății lui Dumnezeu, exact cum s-a întâmplat cu Sodoma, că va veni din nou focul lui Dumnezeu peste întreaga planetă, nu doar peste câteva cetăți. Dar știți care e partea cea mai tristă? Că împreună cu oamenii răi, criminali, hoți, sodomiți, cât sunt în lumea asta, vor pieri și oamenii de treabă, dar care n-au luat în serios mesajul lui Dumnezeu. Oameni care au fost mai echilibrați, au fost mai educați, au fost mai morali, au avut cât de cât așa o, o stăpânire și n-au făcut o felul de abuzuri care se întâmplă în societate, dar au avut un singur cusur, o singură problemă. Nici ei n-au crezut în Biblie, n-au crezut că lucrurile se vor întâmpla chiar așa. E o mare tragedie și noi învățăm de aici să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Mai glumim noi, poate de ale noastre, mai zâmbim, mai ne descrețim frunțile, dar știți ce vreau să spun? Niciodată să nu glumim când e vorba de sufletele noastre. Niciodată să nu glumim când e vorba de veșnicia noastră. Niciodată să nu glumim când e vorba de judecata lui Dumnezeu. Întâlnesc cu oameni care fac glume despre iad, spunând că cel puțin acolo or să aibă căldură și nu mai plătesc facturi oameni care fac glume despre sfinți, oameni care fac glume despre Biblie, oameni care glumesc. Vesteam Evanghelia unui bărbat care tot timpul întorcea în glumă. Orice îi spuneam din Scriptură, el o dădea în glumă și găsea niște motive de râs. Dar la un moment dat, când l-am vizitat pe bărbatul acesta, avea fața palidă, era de data asta foarte serios și nu mai glumea. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a răspuns printr-un singur cuvânt. Ciroză. Medicii l-au diagnosticat cu ciroză, că bea mult alcool. Și am început să-i vestesc Evanghelia și acum nu mai întorcea în glumă. Plângea, curgeau lacrimi pe obrazul lui. Și mă întrebam eu atunci de ce oare trebuie să vină ciroza ca în sfârșit cineva să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu. De ce trebuie ca unii să fie scoși din fiarele distorsionate ale mașinii accidentate, ca în sfârșit să se trezească la realitate și să înțeleagă că sunt muritori, că sunt trecători? De ce oare trebuie să vină cancerul și câte alte tragedii și nenorociri, ca pentru unii să sune ceasul deșteptător și să înțeleagă, pentru că inevitabil vine momentul când vor sta în fața lui Dumnezeu, să răspundă de viața lor, de faptele lor, de trăirea lor pe acest pământ? Bine este să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Așa, în vremuri de pace, de liniște, când stăm în casa de rugăciune, când putem asculta, putem cenzura, când putem să luăm asemenea hotărâri bune de a ne întoarce cu toată inima noastră către Dumnezeu. Să nu glumim cu cuvântul. În Cartea Proverbelor, în capitolul 14, cu versetul 9, Solomon spune așa: Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, cei nesocotiți glumesc cu păcatul, glumesc cu aventurile pe care le fac. Glumesc cu cantitățile de alcool pe care le beau, glumesc cu felul în care uh, n-au dat banii pe care i-au împrumutat de la alții sau n-au plătit serviciile pe care le-au făcut alții, glumesc pe spatele altora, glumesc până într-o zi în care oamenii ăștia se vor trezi în fața judecății lui Dumnezeu că nu sunt pregătiți exact cum s-a întâmplat cu ginerii lui Lot. De la ginerii lui Lot așadar învățăm să nu luăm în glumă mesajul lui Dumnezeu. Zilele acestea s-a împlinit un an de zile de la incendiul acela care a avut loc la Clubul Colectiv din București. A fost o tragedie foarte mult monitorizată la noi în țară și acum oamenii își derulau amintirile. Un martor ocular care a fost acolo, dar care a scăpat cu viața, a reușit să iasă pe ușă la momentul potrivit, povestea. Că atunci când s-a declanșat în club focul de la câteva artificii, omul care ținea microfonul și crea atmosferă în club, primele lui cuvinte au fost acestea. Numai la foc nu ne așteptam. Și toți în sală, în secunda respectivă, au râs. Asta a fost prima lor reacție. Că nu le venea să creadă că de la câteva flăcări, jucăușe și aparent inofensive, o să se declanșeze atât de fulgerător un incendiu atât de mare care să conducă la 64 de victime. Așa sunt oamenii, dragii mei, și în vremea noastră. Prima reacție e să-ți râdă în față. Lasă-mă cu judecata lui Dumnezeu, nu -mi spune mie despre iad, nu cred în povești din asta din evul mediu. Prima reacție este aceasta. Până când oamenii aceștia vor realiza că dacă nu s-au bucăit și nu s-au întors la Dumnezeu, au pierdut unica șansă pe care le-a acordat-o Dumnezeu. Să luăm în serios cuvântul. Amin, Doamne ajută-ne! Ginerii lui Lot au pierit pentru că au luat totul în glumă. A doua decizie importantă și necesară în așteptarea revenirii Domnului sus, o învățăm de data aceasta de la Lot: să nu zăbovim în zona de risc. După ce Lot a observat că n are cu cine sta de vorbă și că ginerii nu-l ascultă, nu-l bagă în seamă, s-a dus să vorbească cu nevasta lui și cu cele două ofice. A trecut o noapte de la momentul din care Lot a primit înștiințarea din partea îngerilor. Și citim în Geneza, capitolul 19, cu versetul 16, și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Lot zăbovea în zona de risc, pentru că urma peste Sodoma să vină ploaia de foc și pucioasă. Nu știm și Biblia nu ne dă detalii de ce Lot zăbovea? Ce resort ascuns și tainic îl ținea încă legat de Sodoma? Nu știm, dar cu siguranță Lot ne reprezintă de multe ori pe noi. Și noi zăbovim în zona de risc. Noi luăm în serios mesajul lui Dumnezeu. Cum și Lot, Lot a crezut. Nici o clipă Lot n-a pus la îndoială faptul că ce a spus Dumnezeu se va împlini. El a crezut, el a fost serios, el n-a luat în glumă. El era hotărât să iasă din Sodoma, dar ezita să iasă, să nu iasă. Acum să mai stea, sau să mai stea o oră. Zăbovirea aceasta, dragii mei, este o tactică, am putea să o numim așa, pe care o folosește diavolul. Adică omul are intenții bune, crede Biblia, crede mesajul lui Dumnezeu și zice să știi că o să ies din Sodoma. Mă las eu de păcatele astea, garantat. Să vedeți ce pocăit o să fiu eu, zicea cineva. Și o să vă dau lecții de pocăință, că voi sunteți cam superficial, dar mai în viitor o să vedeți voi. N-a mai venit. Sunt foarte multe intenții bune pe care noi le proiectăm undeva la timpul viitor. Multe gânduri frumoase, bune, ce ajutorări o să fac eu, cum o să slujesc eu, cum o să mă dedic în lucrarea lui Dumnezeu, dar nu chiar de astăzi, mai am probleme, sunt foarte aglomerat, am atâtea lucruri de rezolvat, atâtea joburi, nu mai știu cum să mă împart între ele, dar într-o zi, atunci să vezi ce dedicare pentru Domnul. Nu să știe dacă mai prindem ziua respectivă. Multe intenții bune, dar pe care le proiectăm la viitor. Lot zăbovea, dar dacă în locul numelui Lot punem numele nostru, poate că ne corespunde. Noi zăbovim de multe ori. Unde? În zona de risc. Unii zăbovesc în păcate ascunse. Știu că nu-i bine. Am stat de vorbă cu o asemenea persoană care zicea, frate, știu că nu-i bine ce fac. Și am de gând să mă pocăiesc, dar parcă n-am puterea. Tot spun mâine. Și când vine următoarea zi, repet aceeași poezie. Mâine. Păcatul acesta m-a prins ca un laț. M-a legat. Parcă nu pot scăpa. Vreau să scap și nu pot. Unii zăbovesc în neiertare față de alții. Ce da, am o problemă cu fratele, cu sora, dar într-o zi am să rezolv această problemă, dar nu pot chiar acum. Uitând de mesajul Domnului Sus din Matei, capitolul 5, care zicea, du-te de grabă, este o urgență, nu lăsa pe mâine, de împacăte cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ești pe drumul vieții. Unii zăbovesc în anturaje greșite, conștienți de faptul că anturajul îi alimentează cu bârfe, anturajul îi duce la tot felul de lucrări neroditoare ale întunericului, anturajul le impune un stil de viață care nu se potrivește deloc cu ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu, recunosc că anturajul este greșit, n-au puterea să se desprindă, zăbovesc în zona de risc. De aia spune Biblia în Evrei, capitolul 3, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Dacă cineva ar intra într-un bazin cu beton, beton crud în formă lichidă, se mai poate mișca prin bazinul acela, dar dacă zăbovește în acel bazin, la un moment dat cimentul se întărește, betonul îl prinde, vrea să iasă și nu mai poate. Acesta e efectul zăbovirii, duce la împietrirea inimii. De aceea, ați observat, totdeauna Biblia ne cheamă la o urgență. Nu zice, lasă-o pe mâine, lasă că la anul, de la începutul anului ai să iei tu hotărâri noi și bune, ai să te împaci cu nevasta, cu soțul, dar deocamdată mai lasă-o așa că merge... E foarte riscant. Suntem în zona de risc. Se poate întâmpla ca omul să moară. Sau să vină Domnul Isus. Pentru că, vedeți, sunt cele două posibilități. Și în felul acesta, dacă nu mi-am rezolvat problema, nu m-am pregătit pentru cer. Povestea un frate pastor, cum la o slujbă de mormântare a unui credincios din biserică, soția acestuia plângea disperată. Tot timpul a plâns. S-a terminat slujba. Oamenii au plecat. Ea continua să plângă. Și pastorul a încercat să o consoleze, spunându-i, soră, înțelegem și vă respectăm durerea despărțirii, simțim cu dumneavoastră, dar trebuie să înțelegeți că soțul a fost un om credincios, noi credem că este la Domnul, nu fiți disperată și încerca păstorul așa prin diverse cuvinte ca să-i ridice moralul, să -o scape de deznădejde. Dar ea a zis așa, frate, dumneavoastră nu știți detaliile. Cu câteva zile înainte eu m-am certat cu soțul meu, Seara, înainte de culcare, a venit la mine să-și ceară iertare de cuvintele pe care le-am spus. Dar eu, zicea sora, am zis în inima mea, lasă-l așa, lasă-l să fiarbă, să se învețe minte, să nu mai repete greșeala. Și nu i-am răspuns niciun cuvânt. N-a putut dormi, continua sora, toată noaptea s-a învârtit de pe o parte pe alta, am văzut lucrul acesta, dar am zis, lasă-l așa, să se învețe minte. A venit dimineața, dimineața din nou fratele smerit, cu regrete a spus, dragă, chiar îmi pare rău. Am rostit cuvinte pripite, hai să fie bine, începem o nouă zi, hai să nu lăsăm starea asta așa neplăcută de, de amărăciune între noi. Dar eu, zicea sora, nu i-am răspuns niciun cuvânt. I-am întors spatele și în mintea mea am zis, lasă-l așa, să se învețe minte pentru totdeauna. El a plecat la servici și în timpul serviciului a făcut un atac de cord și a murit. Și acum sora plângea disperată cât era să acorde iertare. Observați cât de împietriți suntem noi de multe ori. De câte ori nu ne încăpățânăm, de câte ori nu amânăm, spunem, voi rezolva problema, dar mai lasă-l așa. Am tot timpul din lume ca să rezolv problema asta. N-ai tot timpul. Viața noastră e în mâinile lui Dumnezeu. Nu știi ce se poate întâmpla când ieși din casa asta de rugăciune, când te duci în călătorie, nu știi, pentru că viața e o ecuație cu multe imprevizibile, cu multe necunoscute. De aceea noi în orice moment trebuie să avem problemele rezolvate, trebuie să avem cugetul curat. În orice moment trebuie să fim gata pentru a părăsi pământul acesta. E mesajul pe care îl transmite Domnul Isus să nu zăbovim în zona de risc. Îmi place să văd în tabloul acesta că îngerii l-au prins de mână pe lot. Ce bun Dumnezeu! Au văzut ezitările lui și a spus, hai lot odată, Ești din Sodoma? De ce mai stai? N-ai înțeles că vine judecata lui Dumnezeu. Și poate că și noi ar trebui să vedem această mână a lui Dumnezeu care ne-a prins și care ne cheamă și care ne întreabă de ce nu, chiar astăzi. De ce mai zăbovești în Sodoma? De ce mai zăbovești în neiertare? De ce mai zăbovești, poate, în păcate ascunse, în atitudini în care nu sunt bune, în răutate, în conflict în familie, cu soțul, cu soția? De ce mai zăbovești în dezbinare cu frații, nu înțelegi? E zona de risc, e zona de pericol, l-au prins de mână. Ce frumos spunem Psalmul 37 dacă se întâmplă ca cel neprihenit să cadă, Domnul îl prinde de mână. Un Dumnezeu care ne prinde de mână văzând că suntem slabi și vulnerabili, un Dumnezeu care prin Domnul Isus Hristos l-a prins de mână pe ucenicul Petru când acesta se scufunda între valuri. Și Matei, capitolul 14, zice că Isus îndată a întins mâna și l-a prins. Nu l-a lăsat să înghită prea multă apă, pentru că ea a fost milă de Petru. A spus, Petre, Prinde-te aici de mâna mea, vreau să te duc înapoi în Corabie. Mulți se neacă în valurile acestei lumi și Domnul îi prinde de mână, zice înapoi în Corabie. La ucenici, acolo e locul tău. Unde fuci? De ce te izolezi? De ce nu mai vii la casa Domnului? De ce ești seralist sau la fără frecvență? N-ai înțeles că trebuie să fii în barcă cu ucenicii, să te echipezi, să slujești, să te rogi împreună, că împreună sunteți mai tari. Un Dumnezeu care ne prinde de mână în multe feluri, în multe echipuri. Odată un frate mă aștepta la ușă, la ieșirea din biserică, avea mâna în gips și a zis, frate, pe mine Dumnezeu chiar că m-a prins de mână, zice el, și mi-a rupt mâna. Eu am spus, nu știu dacă Dumnezeu ți-a rupt mâna, dar dacă ți s-a întâmplat lucrul ăsta și tu te simți cercetat, e bine că Domnul te iubește și vrea ca să te întorci la el. Da, frate, zice el, pentru că eram foarte încăpățânat. Aveam în viața mea tot felul de lucruri care știam că nu-i plac Domnului și el mi-a dat o lecție. Domnul ne prinde de mână, câteodată ne mai trosnesc oasele, dar scopul lui totdeauna este unul bun, să ne scoată din Sodoma. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Venirea lui să nu ne prindă în zona de risc. Unde te prinde venirea lui? Pe la discotecă, pe la filme, la lucrările neroditoare ale întunericului, naturaje greșite cu sodomiți acestei lumi? Nu este o întrebare responsabilă pe care trebuie să ne punem. Când el va veni, unde ne găsește? Lot a ieșit din Sodoma, a început să alerge împreună cu nevastă sau și cu cele două fiice. Dar pe traseu, după cum am citit și după cum ați observat că și Domnul Iisus a reluat această povestire, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi. Și de aici învățăm a treia decizie absolut necesară în așteptarea revenirii Domnului Iisus să nu mai privim înapoi. A ieșit din Sodoma, slavă Domnului! E un mare har! A ieșit din zona de risc nu mai ai de-a face cu anturaje greșite, cu probleme, cu certuri, cu scandaluri, cu păcatele lumea acestea, minunat, ionhar. Dar acum să nu te uiți înapoi, că și nevasta lui Lot a ieșit. Nevasta lui Lot a crezut mesajul lui Dumnezeu, nu s-a unit cu ginerii să ia și ea în glumă, nu. A zis, soțul meu are dreptate, am văzut îngerii în casa mea, am văzut cum mângerii, au lovit cu orbire pe sodomiții care încercau să abuzeze și să dea buzna în casă. A avut experiențe cu Dumnezeu. Nevasta lui Lot a ieșit fără nicio ezitare, cu râvnă. A început să alerge spre munte, dar undeva, între Sodoma și salvarea lui Dumnezeu, a privit înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Și sigur, parcă suntem nedumeriți. De ce o pedeapsă atât de mare pentru un gest atât de mic? câteva fracțiuni de secundă cât și-a învârtit capul să privească înapoi. Pentru că Dumnezeu a dat această poruncă, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. O poruncă ce reflectă, dragii mei, un principiu al vieții de pocăință. A ieșit din Sodoma, nu te mai uita înapoi. Și noi am cântat, m-am hotărât să-L urmez pe Isus și înapoi și înapoi, eu nu voi da. Și frații ne-au învățat, cine pune mâinile pe coarnele plugului, să nu mai privească înapoi. Și atât că ni se întâmplă câteodată pe traseu așa, că zicem, cum zicea un frate, zice, involuntar așa, parcă îmi, îmi, îmi ies ochii din orbite și mă uit unde nu vreau. nu involuntar, frate, nu involuntar. Tu trebuie să ai stăpânire de sine, să te rogi lui Dumnezeu. Ce fără să vreau, parcă mi se învârte gâtul așa dintr-un resort și iară mă uit la sticlele de alcool nu ți se învârte gâtul așa ca la un robot, pentru că tu îi dai acces, tu apeși un anumit buton ca să se învârte gâtul în direcția respectivă, să nu mai privim înapoi, înseamnă că ținta noastră este în față, perspectiva noastră este împărăția lui Dumnezeu, nu te mai uita înapoi la anturajele de altă dată. Nu te mai uita înapoi la prieteniile rele pe care le-ai avut altă dată. Nu te mai uita înapoi la viciile păcatului pe care le-ai avut altădată. Da, diavolul încearcă să ne răscolească amintirile pentru cei care avem un trecut de felul ăsta. Diavolul încearcă să vină din trecut cu anumite cârlige, încercând să ne prindă cum i-a prins și pe evrei. Biblia zice că evreii au ieșit din Egipt, mergeau spre Canaan, dar în inima lor, s-au întors înapoi în Egipt. În predica lui Ștefan din faptele apostolilor e precizat lucrul ăsta. În fapt nu s-au putut întoarce, fizic nu s-au mai putut întoarce, dar în inima lor se întorceau în Egipt și spuneau, ne aducem aminte de praj, de usturoi, de oalele noastre cu carne, de pește buni, gustoși pe care mâncam și nu ne costau nimic și se întorceau înapoi și n-au mai ajuns în Canaan. Cei care tot priveau înapoi, cu inima s-au pietrificat, au cârtit, l-au ispitit pe Dumnezeu și, în ultima instanță, au pierit în pustiu, n-au mai ajuns în Canaan. Așadar, înțelegem că nu e suficient că am ieșit din Sodoma. Și amintea bine, fratele, la început, să ne asigurăm că ne sfârșim alergarea. nu destul că am început alergarea cu râvnă, cu entuziasm. Galateni capitolul 3, cu versetul 3, Pavel le zice galatenilor, voi care ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți acum prin firea pământească? Adică începutul a fost bun, a fost cu emoție, a fost cu entuziasm, cu râvnă. Doamne, suntem mai tăi, totul pentru tine. În urmă i Sodoma, ne ducem înainte. Dar ce atenție, ce faceți pe traseu? Nu mai priviți înapoi. Nu vă mai întoarceți la lucrurile care v-au afectat viața, familia, care v-au otrăvit, care v-au separat de Dumnezeu. Priviți înainte și mergeți tot înainte. Învățăm din întâmplarea aceasta, dragii mei, și din cuvintele Domnului Iisus Hristos că în așteptarea revenirii Lui trebuie să fim oameni atenți și ca să ne legăm de îndemnul de rugăciune trebuie să fim vegheatori, să fim vegheatori, că El va veni prin surprindere. Să ne asumăm și noi aceste decizii necesare, valabile pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Trei decizii pe care le-am văzut astăzi. Să nu luăm în glumă mesajul lui Dumnezeu, să nu mai zăbovim în zona de risc, și să nu mai privim înapoi. Domnul să ne ajute, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur de atmosfera de aici, de părtășia pe care Domnul ne-a dat-o în această zi, nu știu când ne vom mai revedea, eu sper să ne mai vedem pe la seminar cu frații, dar Domnul să ne dea putere, acolo unde suntem, să-l slujim cu toată inima și cu toată credincioșia. Amin!